Azi o să discutăm dacă e bine sau nu e bine să fii prosumator. De ce am ales acest subiect? E bine, am văzut că sunt două tabere. Dacă intrați pe orice grup de Facebook cu sisteme fotovoltaice, o să vedeți că sunt discuții destul de aprinse pe tema on-grid sau off-grid. Înainte să începem, vreau să vă explic și ce înseamnă fiecare sistem în parte. Începem cu off-grid, ce se bazează pe baterii fizice, ce au nevoie de un loc de depozitare și anumite condiții, un pic de ventilație, temperatură constantă. Practic, ce nu folosim în timpul producției se adună în baterii și putem să folosim seara, noaptea sau zilele următoare. După aia avem on-grid, asta înseamnă că suntem racordați la rețea și excesul nostru îl injectăm în rețea. Deci folosim rețeaua pe post de baterie și 3, hibrid, ce ia ce mai bun din ambele. Suntem și racordați la rețea, putem să injectăm și în rețea, dar putem să stocăm și în baterie. Hibrid sunt și invertoarele de la Huawei, ce le folosim și le recomandăm noi, pentru că îți oferă cea mai mare flexibilitate. Dacă decizi pe viitor să adaugi baterii, poți foarte simplu, fără să mai faci alte upgrade-uri sau să schimbi invertorul. Începem prima oară cu avantajele unui sistem on-grid. Cel mai mare avantaj pe care îl văd eu este lipsa investiției în baterii. După cum știți, au un cost destul de mare, mai avem dezavantajul că ocupă și spațiu de stocare, deci trebuie să avem un spațiu unde putem să le depozităm în funcție de nevoia noastră de capacitate, bineînțeles. Și tehnologia actuală nu oferă o capacitate foarte mare pentru prețul pe care îl plătim. Apoi, noi nu avem nicio problemă dacă avem fluctuații în consum, poate avem un membru nou al familiei, poate la sistem dorim să adăugăm și o mașină hibrid sau electrică, poate ne schimbăm jobul și lucrăm de acasă, sau poate a venit sezonul rece și stăm mai mult acasă și folosim mai mult curent electric. Chiar dacă sistemul nostru, să zicem că nu este dimensionat corect, putem oricând să luăm din rețea necesarul nostru. Deci, pe total avem costuri mult mai mici, complexitate mult mai mică și ne folosim de rețea pe post de baterie, deci nu avem nici degradarea bateriei, pentru că rețeaua nu se va degrada niciodată. Cei care au baterii probabil se aștepte să le schimbe undeva la 10-15 ani, depinde de calitatea și capacitatea lor și cât de mult sunt folosite, bineînțeles. Acum, ca să vedem și dezavantajele, o să apelăm la părerea unui posesor de sistem off-grid. Îl avem aici pe domnul Dragoș de la Solar Smart, îl și salutăm cu această ocazie și o să vedem ce argumente are el contra deciziei de a deveni prosumator. Hai să vedem. Bun, trecem la treaba cu prosumatorul. O să vă zic de ce probleme văd eu, ce chestii eu aud în piață, ce le văd. De ce nu vreau eu să devin prosumator? Bineînțeles că în teorie, mai ales acum cu randamentul ăsta 1 la 1, toate lucrurile sună bine, vai de mine, toată lumea vrea să fie prosumator, lucrurile sună foarte, foarte bine. Însă eu m-am săturat să văd oameni care tot se plâng că guvernul, că Enelul, că Renelul, că electrica furnizare, că mai știu eu care, că se par, că îi fură, că îi păcălește, că nu știu ce. Da? Bun, am înțeles. Este o confuzie pe tema compensării 1 la 1. Ca să înțelegeți, compensarea aceasta se face la prețul de bază al energiei electrice. Dacă intrați pe site-ul celor de la ANRE și vă introduceți aici data de la care se aplică oferta, eu am pus data zilei de astăzi. Vedem, prima ofertă este de la Hidroelectrica, unde kilovatul oră este 71 de bani. Dacă mergem aici la vezi detalii, o să vedeți că prețul de bază al energiei este de 25 de bani. Deci, cum am estimat eu 3 la 1 în acel clip cu sistemul de 5,4 kW, nu este foarte departe, pentru că noi ajungem la aproape 3 la 1, dacă era 75 de bani, era exact 3 la 1. Pe lângă prețul de bază, noi mai avem și transport, serviciu sistem, serviciu distribuție, taxă cu generare, TVA. Toate astea se adaugă și se ajunge la o sumă mult mai mare. De asta am zis eu că compensarea nu este chiar 1 la 1 din acest motiv. Este 1 la 1, dar pentru energia de bază. Dacă mergem mai jos, să vedem, următorul preț este de 1,71 kWh, iar prețul de bază este 0,89, de fapt, la care la fel adăugăm tariful de transport, serviciu și așa mai departe. Și ajungem la 1,71 €. Deci dacă aveți un contract cu ei, probabil atât veți primi pe kWh injectat. Depinde de contractul fiecăruia, de exemplu, posesorul acelui sistem de 5,4 kW primește undeva la 54 de bani pe kWh injectat și plătește aproximativ 0,9. Deci mult mai bine decât am estimat eu cu 3 la 1. Eu am arătat cel mai rău caz posibil în acel video, asta nu înțelege majoritatea lumii. Deci el este undeva la 1,5 la 1, deci mult, mult mai bine, are un timp mult mai mic de amortizare. Dacă mergem în continuare, o să vedeți că prețurile primele 6 sunt ceva mai mici, ajung la 2,8 lei, iar apoi de la 3-4 lei în sus.
cel mai mare fiind de 16 lei pe kilowattoră, 12, 12, 11. Facem o medie undeva la 5 lei pe kilowattoră, nu e departe de realitate. Și dacă luăm unul la 5, luăm primul cu prețul de 5 lei, o să primim cam undeva la 4 lei pe kilowattul oră injectat. Eu zic că e foarte bine și e o responsabilitate ce și-o asumă distribuitorul. Nu văd unde ieșim noi prost în afacerea asta, sincer. Ca să vă dau un exemplu mai realist, o să mergem aici la E.ON. Eu am exact acest contract E.ON Duo, deci am și electricitatea și gazul pe aceeași factură. Consumul meu este undeva de 120-130 de kW lunar, deci am făcut o medie undeva la 150 și am undeva la 80 de metri pătrați. Ca valoare estimată, vedeți că este 1955 de lei pe lună, asta fără plafonare, bineînțeles, iar prețul kilowattului ajunge la 5,34 lei. Deci viitorul nu arată foarte roz în cazul în care nu ești prosumator. Altfel, dacă tu ești prosumator, la același abonament, tu o să primești undeva la 4 lei și ceva pe kilowattul injectat, deci pierdere destul de mică, sincer. Mi se pare foarte, foarte bine pentru prosumatori. Hai să revenim acum să vedem ce argumente mai găsim. De trecut de cineva postase pe Facebook o chestie cum că a plătit la o firmă să instaleze panouri fotovoltaice, i le-a instalat. I-a făcut contractul cu electrica, l-a semnat. Totul în regulă, totul la punct, mai puțin un singur amănunt. Firma respectivă cu care a făcut contractul de electricitate și așa, nu mai are pe stoc contoare cu dublu sens, da? Și de 5 luni de zile așteaptă, nu poate să injecteze în rețea, nu face niciun ban, pentru că nu îi se dă contoarele alea cu dublu sens. Da, adică nu îi se montează contoarul și din cauza asta nu poate și era foarte, foarte supărat. Într-adevăr, știu că există această problemă, dar mi se pare că e foarte simplu de rezolvat dacă noi, înainte să ne punem sistemul fotovoltaic, facem o cerere pentru a ne se schimba contorul. E foarte simplu. E o greșeală din partea instalatorului, sincer, că nu a făcut demersul ăsta înainte să înceapă montarea sistemului. Plus că nu a ajutat nici cererea foarte mare în acest sens. Toată lumea vrea acum să devină prosumator și depinde foarte mult de stoc și de disponibilitatea contoarelor la fiecare distribuitor în parte, bineînțeles. În cel mai rău caz, poți să îți limitezi injecția, adică să o oprești cu totul. La majoritatea inverterilor poți să faci chestia asta. Se limitează și practic vei avea producție doar cât ai și consum și nu-ți va injecta absolut nimic în rețea. În cel mai rău caz, eu zic că tot e foarte bine în cazul în care nu te-ai pregătit din timp, cum era normal. Și la chestia asta cu 1 la 1, nu avea cum să fie reală. Gândiți-vă, uite, vă dau un exemplu cu vecinul meu care are 5 găini, da? Nu cred că se mai discută dacă este reală sau nu, pentru că este o lege deja în sensul ăsta și faci un contract când devii prosumator pe tema asta, adică deja nu mai e discutabil. A, așa. Oamenii vor plăti pentru dezechilibre. Iarăși, o altă chestie că plătești pentru dezechilibre, da? Adică, vezi că nu știu ce, că... Bine, acum nu cred că e cea bună idee să ne luăm după tot felul de articole și site-uri. Mi se pare discutabil în cel mai bun caz sursa economica.net. Nu zic că poate nu este adevărat ce zic, dar dacă nu este o lege dată în acest sens, nu are rost să ne stresăm. Nu mi se pare un argument valid, sincer. E unul la unul, dar tu dezechilibrezi rețeaua și plătești le astea, mai... O, mai era un YouTube la un moment dat, cred că pe la Bucnici, în care spunea de un tip care avea un smart meter, de un smart meter separat de cel care era de la electrica și când zic electrica, mă refer la toate firmele de electrica, deci nu la electrica furnizare, mă refer la toate firmele de gen Enel, Renel și nu mai sunt. Așa. Și știți că indica contoarul era defect, mergea prost, indica aiurea, da? Așa. Ce indica că bagă rețea și indica contoarul ăla era o diferență destul de mare. Probleme. Într-adevăr, am văzut și eu acel video, știu despre ce e vorba. Smart meter-ul este o piesă esențială dintr-un sistem on-grid. El face același lucru ca și contorul normal. Vede consumul, producția, injecția în rețea, exact ca un contor normal. Pe baza lui, probabil că putem să demonstrăm la firma de distribuție să ne recuperăm pierderile. Nu cred că este o problemă, mai ales că s-a făcut acest subiect public. Nu cred că e nici primul, nici ultimul care a plătit mai mult la facturi, indiferent că este energie electrică, abonament de telefon sau așa mai departe. La fel, dacă vrem să generalizăm, să facem o altă analogie, dacă sunt oameni călcați de mașină pe treceri de pietoni, asta nu înseamnă că nu o să mai mergem niciodată pe jos. Nu mi se pare un argument valid. Și acum întoarcem la titlul din episodul ăsta, de ce nu vreau să devin prosumator sau de ce nu vreau eu încă. Așa, și asta e unul din punctele principale. Bă, dacă am curent și mă descurc cu curentul ăsta, mai cu economie la iarnă, mai cu nu știu ce și poate eu îi vedea eu ce mi-ai face și așa mai departe. Bine, asta în cazul în care consumul rămâne exact la fel.
nu simt că am nevoie de curent și așa mai departe, atunci zic, bă, vreau să stau liniștit. A doua problemă pe care o am și iarăși nu o înțeleg, dar cred că poate nu știu nicio bine documentat în aspectul ăsta, e că nicio firmă nu vrea să facă un proiect pe panourile existente. Adică, eu am acum 7 kW. Da? De fapt, nu vreau să fac din aceștia 7 kW, deci am 24 de panouri. Am încă 3 magazie care sunt second-hand, dar nu le punem pe alea. Am 24 de panouri, luate acum un an noi nouțe, cu factură, am factură la ele, deci nu e nimic așa, sunt canadian solar. Deci nu e vreo chestie, vreo chinezărie, vreo nebunie. Exact, canadian solar folosim și noi și recomandăm, sunt foarte bune, sunt în top 10 global, deci sunt o alegere foarte bună. A, așa. E, ideea care este, oricum dacă inventorul meu este off-grid, da? Deci oricum dacă vreau să devin prosumator, trebuie să dau 5-6.000 de lei să iau un inventor on-grid, da? Aș vrea ca din panourile pe care le am, o parte să le mut pe casă, da? Și să le pun în instalația asta de prosumator. Se pare că toți care sunt prosumatori, poate vorbesc prostie aici, nu sunt sigur 100% că zic ceea ce trebuie, dar poate, dar din câte am înțeles eu, toți vor să vină ei cu panourile lor, să vină ei cu sistemul lor și nu ne garantează ceva. Bun, hai să vă zic și de ce se întâmplă asta. Ei au profituri mult mai mari dacă vând echipamentele lor, pentru că au adaus la ele. Normal, nu? Ei bine, iarăși generalizăm și spunem că nu o să instaleze nimeni, 100% se vor găsi firme care poate să aprobe un sistem deja instalat, nu e foarte mult de lucru și sunt bani câștigați, eu zic, la fel de ușor. Acum aici e doar o dezinformare din partea dânsului, putea să sune pe mai multă lume să încerce, nu toți sunt dispuși, dar asta e. Adică eu n-aș vrea decât să iau panourile, să le dau să le monteze ei, că până la urmă mufă de aia, dacă vrea, poate să le remonteze, să facă să le monteze, să le verifice, să facă ce vor ei, da? Așa? Să pună un invertor și să bage în rețea. Așa. Și atunci, pur și simplu, gândiți-vă că eu ce să fac acum? Mai cumpăr o instalație fotovoltaică ca să pot să devin on-grid? Nu trebuie cumpărat altă instalație. Pentru dânsul cred că e mai mult un trend ca să le ai pe ambele, să fii la modă, să fii și prosumator, dar să ai și off-grid în același timp. Nu înțeleg de ce ai face asta, sincer. Trebuie, practic, doar schimbat invertorul. Se pot păstra panourile fără problemă. Luăm un invertor aprobat ANR, facem dosarul de prosumator, verificată instalația și totul e gata. Estimez undeva la 3.000-4.000 de lei cu tot cu dosarul de prosumator și schimbatul invertorului dacă nu se ocupă dânsul de asta, dacă nu s-ar putea să fie și mai ieftin. Un invertor care susține puterea dânsului de 7 kW merge liniștit, un Huawei hibrid de 5 kW duce până la 7.5 fără probleme. Cu undeva la 5.800 de lei ia și un alt invertor. Mai mult decât atât, el poate să-și reducă din investiție prin vânzarea bateriilor, ceea reduce substanțial costurile. Deci dacă pe viitor sistemul nu mai acoperă consumul, o să iasă mult mai ieftin să treacă un grid decât dacă ar fi să cumpere mai multe baterii, sincer. Oricum mă costă niște bani racordarea la rețea, eu nu sunt off-grid total în momentul de față, dar stâlpul de curent este chiar la mine în curte, adică nu am problemă. Clar, nu o să fie conectarea, doar că n-am avut timp să stau să alerg după acte sau ceva. Ce fac acum dacă la iar n-am nevoie de curent? Fac un an, fac un aviz ca să trag curent electric monofazat, să zicem, pentru la iarnă să am curent și după aia mai fac, iară plătesc acte pentru o racordare de prosumator. Le fac pe amândouă odată acum. Dacă le fac pe amândouă odată acum, n-am bani de invertor. Dacă n-am bani de invertor, n-am bani de bate de panou. Dacă se făcea de la început chestia asta, se racorda la rețea și se mergea cu tot sistemul să fie un grid, economisea mult mai mulți bani și măcar erai liniștit că dacă îți crește consumul, ești acoperit, în cel mai rău caz, consum din rețea. De compania care să facă toată treaba asta și așa mai departe. Și atunci, pentru mine, în momentul ăsta este o problemă care nu vreau să mă gândesc la ea, am alte probleme la casă care vreau să le dezvolt și să le... Bine, ignorarea nu cred că e cea mai bună soluție, sincer. Le rezolv și vedem la iarnă până la urmă, da? Vedem la iarnă ce facem, vedem soluții, vedem cum încălzim casa, dacă nu o să locuiesc aici, probabil că nu o să va fi finalizată destul. O pot încălzi câteva grade astfel încât să nu aibă probleme, nu știu, intrația în pardoseală sau alte chestii prin casă, dar nu e o problemă pe care să o rezolv acum. Așa. Între timp lucrurile se vor mai aranja și treaba aia cu contor cu dublu sens și alte probleme și companiile astea care da, clar că o să fie mai bine pregătiți pe viitor. Energie sus, toată lumea vrea să-și instaleze panouri, firmele face de instalări fotovoltaice pun condițiile lor pentru că nu le convine lor. Mai stau să se calmeze lucrurile. Până atunci termin și o casa și văd atunci ce decizi să fac, dacă fac un abonament de prosumator, dacă
Eu, sincer, aș face un sistem micuț pentru ca prosumator care se injecteze în rețea și doar se injecteze, nici nu trebuie să tragă către casa mea, doar aia trebuie să facă el, adică l-aș pune, n-am spațiu la poartă, că îl puneam la poartă, direct lângă stâlp, puneam panourile, invertorul, ia și bag în rețea. Un alt circuit separat care să vină în casă, din care să consum din rețea în cele 2-3 luni de zile de iarnă, pentru că restul l-aș opri de efectiv siguranța dedicată în sus și nu aș băga la mine în sistem nimic. Așa sta pe sistemul pe care l-am acum, bine mersi. Dar asta înseamnă și alți bani investiți și alte chestii care momentan nu sunt dispus să le fac. Și oricum nu ar face sens, de ce să-ți faci două sisteme, unul doar pentru injecții și unul? Nu înțeleg sincer investițiile astea. A, așa. Acum mi se părea foarte tare la televizor că era o chestie foarte amuzantă, mi se părea mie amuzant, că nu știu ce ministru al energiei vrea să nu știu ce, să pună și panouri fotovoltaice pe blocuri, că așa. Da, chiar asta mi se pare că e o idee foarte bună, sincer. Chiar este foarte mare cererea celor de la bloc, am tot văzut comentarii atât pe YouTube cât și pe TikTok, ce am primit și eu inclusiv. Vor foarte mulți oameni să-și pună la bloc panouri și nu prea au cum. Ca și exemplu, am aici un bloc din Polonia, ce și-a asigurat atât consumul de energie cât și încălzirea. Totul se bazează pe panourile fotovoltaice. Hai să vă arăt aici câteva imagini, să vedeți cum ne arată sistemul. Am încercat să acopere aproape tot acoperișul. Am văzut că și ei folosesc invertoare Huawei. V-am zis că este un brand bun. Au și pompă de căldură, văd că, oricum, ce avantaje majore au ei la bloc e că acel sistem, chiar dacă e foarte scump integral, când împarți la toate apartamente, iese mult, mult mai ieftin decât dacă ți-ai pune tu singur un sistem. E foarte, foarte bună ideea. Chiar ar fi genial să facă astfel de sisteme și la noi. Hai să revenim la video. Am, bă, și vă mai agitați să puneți și pe blocul și pe nu știu ce? Că voi n-ați rezolvat problema cu alea 4.000 de dosare pe care le aveți deja de rezolvat. Adică hai să mai băgăm și mai multe dosare. Așa? Da, el se referă la programul Casa Verde, în care statul îți dă 20.000 de lei să-ți pui un sistem fotovoltaic, iar cu restul o să contribui tu. Deci dacă sistemul se încadrează sub 20.000 de lei instalat, bine, dacă nu, o să vei pune diferența. Într-adevăr, e o cerere foarte mare pe asta, pentru că primești practic bani gratis să-ți pui un sistem ce îți reduce din facturi sau chiar îți produce bani. E de înțeles de ce sunt multe dosare și este un volum mare de lucru. Să aleg eu după acte... E mai rău decât mai cumpăr un sistem fotovoltaic. Așa, deci eu sunt speriat de a lega pe la diverse instituții ale statului de făcut acte, deși... Asta de obicei nu este o problemă, pentru că firma care instalează se ocupă și de dosarul de prosumator, de întocmirea și de punerea lui, bineînțeles, contra cost, dar nu e nicio problemă. Oricum, 100% se va găsi o firmă care să facă chestia asta chiar dacă ți-ai instalat tu singur sistemul. Nu văd de ce ar fi o problemă dacă totul e executat corect. Nu-mi convine mie să alerg după acte, aș căuta o firmă, ocupă-te, fă actele, fă tot, semnezi contractul și la revedere, pa. Exact. Așa. Cea mai bună soluție. Cam astea au fost motivele mele pentru care nu vreau să devin prosumator. Poate nu sunt și motivele tale. Poate pentru tine faptul că te bați cu sistemul și așa nu e un stres, e chiar o provocare. Poate faptul că te fură și așa, dar tu știi că te fură și câștigi totuși ceva pe o altă parte, poate te declară mulțumit, da? Și așa mai departe, nu știu, depinde de la om. Acum, sincer, singurele motive reale ce le regăsesc în clip e practic neinformarea și frica că s-ar putea să se întâmple, s-ar putea să nu se întâmple anumite chestii. Majoritatea ați văzut că se pot rezolva destul de ușor din timp, dacă se gândește în chestia asta din timp și dacă sistemul este dimensionat cât de cât corect. Dacă vreți și voi să știți cum vă faceți un sistem fotovoltaic în funcție de consum, am aici un video pentru voi.